Și pentru că comandă din colegii voștri s-au implicat în promovarea școlii, în activități extrașcolare, devine un obicei de a inventaria, a primit câte o medalie. Și rog să vină în față următorii elevi. Balasanu Robert. Oprea Marius. Popa Mariana. Veniți în cer. Nistorescu Roxana. Ignagia Nina. Jodescu Ana. Plian Simona. Amorioane Andreea. Și grădinarul Mirela. Deci, pentru că ați participat la activități, sunteți premiați de către școală. Doamna doctor, Mihaela, să aveți amintire din partea școlii. Dragi colegi, am mare emoții, dar și o mare satisfacție, aceea de a numi un pis și acela de a fi asistent. Să fie asistent medical este o mare calitate. Trebuie să fii mereu aproape de oamenii care au nevoie de o mână întinsă, de o mângâiere, de o vorbă caldă, cineva care să le aline suferința. Au fost 3 ani plini, dar și tot în acești ani am simțit sprijinul, căldura și dăruirea cadrelor medicale, precum și a profesorilor care ne-au fost mereu alături. Am schițat câteva cuvinte acum înainte. Trebuie să mă credeți că sunt emoționat. În numele legii și al onoarei, jur să-mi exercit profesia cu demnitate. În numele legii, repetați după mine. În numele legii, și al onoarei, jur să-mi exercit profesia cu demnitate. Să respect ființa umană, și drepturile sale, și să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient, considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică, sau stare socială. Voi păstra, respectul de plin, pentru viața umană, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza, cunoștințele mele medicale, contra legilor umanității. Fac acest jurământ. În mod solemn și liber. Felicitări! Vă rog pe Mariana să vină în față, să spună câteva cuvinte.